și anume faptul că domnul Ioan Lungu a anunțat scumpirea gigacaloriei pentru cetățenii municipiului Suceava. Am rămas uimit de ceea ce se întâmplă și, evident, i-aș spune acum domnului Ioan Lungu ce i-am spus acum un an. Vezi, Ioane, că ai ajuns la vorba mea de acum un an, că vei scumpi nu tu, ci societatea adusă în locul fostei termica, societate privată, va scumpi gigacaloria și ăsta este doar un pas. Vezi, Ioane, că ai ajuns la vorba mea și în același timp aș încerca să-i propun domnului Ioan Lungu, care văd că e într-adevăr purtătorul de cuvânt a unei firme private, el mărește de fapt gigacaloria și nu societatea, pentru că în momentul ăsta el n-are nici în clinice mânică, nici cu prețurile, nici cu nimic, pentru că acestea sunt ale unei firme private. I-aș propune să se gândească din nou la acel referendum cu acea investiție pentru centralele termice de apartament pe care am propus eu acum un an și ceva, acum 2 ani, acum 3 ani, dar pe care domnul Ioan Lungu n-a luat-o în considerare